ziua! Avem astăzi o sărbătoare frumoasă, sărbătoarea micilor campioni. Astăzi este ziua copiilor și noi, Federația de K1 Amatori din Republica Moldova, le-am organizat un turneu. Am făcut o atmosferă de sărbătoare. După cum vedeți, avem toate vârstele. Copiii, acum în perioada asta de pandemie, au stat o perioadă fără competiție și azi s-a primit așa că s-au organizat de o dată. Vreau să vă spun că noi punem un accent foarte mare pe anume pe copii, pentru că ei sunt viitorul. Avem foarte mulți copii în sală, începând cu vârstele de la 5 ani. Pe viitor avem un plan de dezvoltare pe vară pentru copii, să le organizăm tot niște cupe la taberele de vară și în curând cred că o să organizăm Cupa Republicii Moldova. Deci astăzi ne-am adunat în Ialoveni la campionatul mici dar voinici de ziua copiilor. Avem o organizare la cel mai înalt nivel de către Federația UACO1F în frunte cu domnul președinte Octavian Orfeianu. Aici Consiliul și Primăria ne-au ajutat tot ce este necesar. Copiii au arătat lupte foarte frumoase. A fost o foame foarte mare a sportivilor de a ieși în ring și de a demonstra abilitățile sale, care au fost acumulate pe întreg parcursul pandemiei și până la pandemie. O competiție foarte frumoasă. Mă bucur că domnul Dorin Damir și domnul Octavian Orheanu au reușit să organizeze prima competiție de după pandemie. E drept o competiție mai mică, cu Paști Miz, respectând toate normele de la DSP, toate normele în vigoare. Ne bucurăm foarte mult că am avut ocazia și noi din România să venim aici, cu un număr de 5 sportivi. Până acum am avut o victorie. O competiție foarte puternică și felicitări Moldovei care o să organizeze această competiție. Vă dați seama că pentru noi această competiție vine ca o gură de oxigen. Am fost puțin în șomaj tehnic noi ca antrenori, a fost foarte greu, dar eu cred că sportul întărește sănătatea, iar prin sport ne dezvoltăm imunitatea și reușim să facem copii mai frumoși, să-i pregătim pentru viață, să-i pregătim să fie bărbați adevărați. Turneul acesta este foarte important în tânăra generație, deoarece știți cu toții că a fost pandemia, nu s-a făcut niciun campionat, ei puțin s-au descurajat, de asta este foarte benefic pentru ei ca să organizăm un astfel de competiție, chiar de ziua copiilor, să-i bucurăm puțin și să-i încurajăm spre noi victorie. Da, după o pauză îndelungată de pandemie, cu fost doar de competiții, copilașii chiar intrau în sală și în timpul antrenamentului discutam cu ei când domnul Sergiu, când va fi competiții, pentru că deja erau plictisiți să nu iasă nicăieri, să aibă această adrenalină de competiții. Părinții deja i-am telefonat, i-am bucurat cu... Părinții copiilor deja au telefonat, au emoții, alții sunt chiar pe prima dată pe ring să aibă o luptă. Sunt foarte bucuroși, copiii se întorc acasă cu diplome, locuri, sunt mulțumiți și chiar și de organizare. Da, vreau să mulțumesc în special organizației FIA pentru că a acordat acest cadou frumos de ziua copiilor, acest eveniment, acest campionat mici, dar voinici. Copiii sunt foarte bucuroși. Меня зовут Влащиков. Я приехал на соревнования в Ялавену. Я выиграл нокаутом. Мне очень нравится этот зал и организация. А что с чемпионатом? Достигательно. Mulțumesc domnului Cristian Robot, cu și părinților care ne-au susținut și ne-a fost doar o pandemie de campionat. Dacă rete lucrurile, am devenit mai disciplinat și mai puternic. Сегодня Международный день защиты детей. Наконец-то впервые участвуем на Кубке Молдовы в этом году. Хотелось бы сказать большое спасибо президенту Федерации К1 Октавиану Орхиану за проделанный этот турнир. И скажу, что
этот турнир как глоток воздуха для ребят, так как практически на полтора года они были без боев. Теперь я думаю, что у других, тех, кто бросил, появится стимул. Вот, и в дальнейшем будем работать в таком же ключе. Будут международные соревнования, внутренние, и все будет хорошо. Так что всем желаю здоровья, детишкам побед, и пусть выиграет сильнейший. Спуник есть important, deoarece copiii am sunt cu emoții, deoarece au fost în pandemie și nu s-au participat la nicio competiție. În acest timp foarte mult au crescut în putere, dar cât și fizic, atât și moral. Пользуясь случаем, хочу в первую очередь поздравить всех детей с Международным днем защиты детей. Это их праздник, это день, когда бывают практически все мечты у детей, потому что им в этот день абсолютно все можно. И хочу поздравить всех организаторов, всех детей, родителей, тренеров с сегодняшним турниром, потому что это первый турнир после большого такого простоя. Видно, что дети чуть нервничают, но показывают очень классные, хорошие, зрелищные поединки. Надеюсь, что очень многие из этих ребят нас порадуют в будущем на больших аренах, потому что виден огромнейший потенциал, видна работа тренерского состава, то есть видно, что работа ведется, что дети заинтересованы, все проходит на высшем уровне, и самое главное – без травм.